Da, o discriminare reală a șoferilor din București din Nilfo față de ceilalți din restul țării. S-a ajuns în situația ca noile tarife RC anunțate cu mare pompă de, de cei de la ASF să prevadă faptul că dacă ai un automobil înmatriculat în București sau în Ilfov, vei plăti dublu față de cei din celelalte zone din țară pe principiu că noi facem parte dintr-un grup de risc, cei care stăm în București. Ei, din această perspectivă, mie mi se pare că este o discriminare clară pe criterii geografice. Da, înțeleg să plătim în funcție de vârstă, de puterea mașinii, de istoricul de accidente, de, de criteriile absolut normale care se practică peste tot în toată lumea, dar să introduci un criteriu geografic prin intermediul căreia să impui o dublare practică a tarifelor RCA pentru cei care stau în capitală și în Ilfo, mie mi se pare Aberant. Și nu l-am văzut pe vicepreședintele ASF pe... Nu am explicat dacă are la bază la PSD, un da. studiu... Da. Da, da, Dacă are la bază un studiu care să demonstreze într-adevăr că șoferii din București sunt mult mai indisciplinați, nu respectă într-adevăr legile și de aceea trebuie sancționați. Și mai o altă chestie. Oare ce face cu cei care vin cu autoturisme din Dâmbovița, din Teleorman, din tot fel de localități din jurul capitalei care intră în București și, și plătesc o RCA mai ieftin decât cei care au mașina înregistrată în București. E un de caz acord. clar de, de încălcare, din punctul meu de vedere, a, a principiilor constituționale legate de egalitatea de drepturi în fața legii. Mulțumesc mult pentru analiza ta, Adrian Negrescu, a fost alături de noi. Mergem...